Salut, fraților, ce faceți? Eu sunt Sorin și bine v-am găsit la un nou vlog. Mă încurc, bag cioaca în el, da, nu mai știu nici cum se zice. Mă duc la Tuțu, m-a chemat pe la el, să facem un cultură vlog sau un vlog, nu știu, un vlog interesant. Și asta e, ne vedem acolo. Am revenit, fraților, din păcate nu cred că o să o pot întoarce camera, o să încerc, o să văd așa. Bun, nu mai avem mult, acum urcăm și imediat ajunge la Tuțu. Sigur, o să intru, o să filmez căței iară, din nou, cum i-am filmat la trecută. Știu că mi-ați spus să fac ceva. Deci o să deschid o serie nouă, o să se numească seria Cultura Vlog și măcar o dată pe două ori miercuri și hai să facem așa un program, azi e luni, nu? Deci luni și miercuri, luni și miercuri facem un Cultura Vlog. Ok, hai că ne vedem mai încolo. Bun, fraților, am ajuns la Tuțu. Imediat o să adunc cartea. Este vorba de o carte de Mihai Eminescu, parcă. Mihai Eminescu și o să citim amândoi. Bine, nu amândoi, deodată că nu o să înțeleagă nimica. Na, bun, ne vedem mai acolo un pic. Bun, fraților, o să prezentăm un pic aici la atelier. Confecții de lut. Prelucrare lut manual. Ok, bun, haideți să intrăm. Bun, aprinde și noi asta de un an. Haideți să vă arăt pe aici cam ce are el. Aici, deci aici este asta, așa. Aici este o roată electrică, să fie pe să vă arăt. Așa, bun. Deci, ce se face la hata asta? Mergi aici așa și dai pe ăsta. După, până iați o manetă și roata se învârte. Setezi viteza și faci lutul, știți? Ok, bun. Ia-te și înapoi. Cât invers. Viteză maximă, viteză minimă. Și de aici se oprește, mă cum se vede. Ok, în fine. Bun. Au, n-am să fac asta. Bun, pe aici avem o sobă cu burlan, cu evacuări, care îndegajă căldura în interior. Aici ce avem? Aici avem ulcioare. Deci aici avem ulcioare. Ulcioare din lut. Dacă vedeți, sunt din lut. Turnate. Sunt niște forme pe aici, dar nu știu pe unde sunt. Știu că sunt. Ulcioare turnate din lut. Se toarnă lut. Cum să vă zic eu? Lutul e ca apa, numai ca o pastă. Dar un pic cam apa, știți? Și se toarnă, este o formă din chips și se toarnă acolo. Deci, așa, nu? Se toarnă înăuntru. Acesta, asta se va arăt încă ceva, sper să nu se rupă, cam belito. Deci, aici avem, dar cum puteți vedea, un vas din lut. Aici e un vas din lut. Stai așa, este, da? Aici este un vas din lut care foloseau înainte pe vremuri. Din ăsta se mânca înainte. Deci, este și bunie. Foarte bun este. Stai să-l pun înapoi unde a fost aici. Aici avem o vază pentru flori. Aici din nou. Trebuia să fie o pușcuviță din lut. Adică o pușcuviță pentru bani din lut. Bun.
Aici avem o mașină de scris, adică, putem spune așa, bun, aici mai multe oale, bun, oale, nu oale, când stau ăsta, pare. Aici avem încă un ulcior nereușit, desigur, să o fac încă o dată. Ce mai avem pe aici? Pe aici avem, așa, Iisus, Maica Sfântă, Iisus Hristos cu Maica Sfântă. Bun, deci pe aici văd că nu mai este nimic interesant. Ok. Să mă uit pe aici, nu ia pe undeva, să vedem ce este. Aici sunt niște ghivece frumoase. Dacă este întuneric, nu se vede. A, uitați-l. Acesta este Iisus Hristos. Nu cred că se vede, stați să iau. Opa. Nu pova, se pare că nu pova. Acesta este Iisus Hristos. Dar să ne nu pot face lumina mai mare, mare. Cu ceva becuzeț. Deci aici este Iisus Hristos. Făcut din lut, evident. Făcut din lut. Și pe cruce de lemn, făcută cu lac. Bun, aici avem un ou mare. Acesta este ou, așa arată un ou mare din lut. Este ușor de făcut, doar că trebuie să ai grijă. Vedeți că aici s-a rupt, trebuie să vină un fel de X sau un plus și s-a rupt partea aceea. Ok, bun, cred că atât am de prezentat. Sau mai am ceva, stai să bag așa înapoi. Da. Aici este un război de tricota sau cu tricota, cred că. Un război. Aici înainte se făceau preșuri, covoare, știți? Stai să vă arăt ceva. Ce am adus eu, am uzat mult timp. Cum puteți vedea, dacă se vede, aici în ea, aceasta este o roată din lemn, făcută, deci nu e un pic ruptă, evident. Este din lemn, frate, și cu metal. Deci asta eu am adus-o, eu am restaurat-o și uitat cum arată. Înainte era vai de capul ei, deci am adus-o, am restaurat-o și am făcut-o frumoasă. Deci să știți că sunt un mare, bun meșter. Deci mi-e place și să fac este, nu mai fac este în afară de vlog. Să vedem, da, masa. Aici, asta este o roată de făcut de format lutul ca să faci pahare, scumiare, blidie, mergea neblidie, farfurii, blidie. Știți? Aici este suba din nou, aici este un raft, uitați acolo sus. Puteți vedea eu ce m-am speriat. Suba este de valoare mare. E făcută la Reghița. La Reghița. Și la Reghița, mă. Ascultați-mă, n-am zis de cum să vei. Este din fontă. Da. Are cam 80 de ani. Veche și de valoare. Este, cum aș putea zice, unică. Da. Este bună. Înainte a fost acolo unde este gaura aceea de de acolo, dar acum am mutat-o aici. Și e mai bine cred că aici, nu? Da. Este mai bine. Bun. Acum face focul, vezi să nu ardă aia. Bun, aici este tuțul, face foc. Bun. Uitați când dă foc acolo. Și vezi aici focul, da. S-a lasă să apnească. Aici a trebuit să se vadă. Aici poți să pui cartofi să se facă. Deja sânge, cine știe de când? Păi nu știi noi de când ies, am uitat. Aici a trebuit să se vadă flacă, ha? Frumos. Dar nu se vede. Că e tablă, e infundată. Dar asta, tuturor. Motorii noastre sau ce vii? Bă, hai să o iau.
Kas būna mūna ir. Būn. Jau kas nįsit, jis kažką telefonu. Mums plati jau kreikos ankei acest vlog aici. Dacă vă place, dați un like, un share și un subscribe. Și noi ne vedem data viitoare, sigur. Pa, pa!